Bună ziua, dragii mei răcușori! V-am stricat starea. Mi s-a întrerupt camera. Nu știu, e un telefon care se satură repede, se umple foarte repede. Tot timpul trebuie să-l șterg și nu știu niciodată cât o să țină. Am schimbat, evident, se vede că am schimbat alt telefon. Dar ne bucurăm pentru voi. Da, pentru că dacă voi vă bucurați, radiați în jur și ne dați și nouă și ne bucurăm și noi, da. Deci am spus, super, super fain în sufletelul vostru, pentru unii, și dacă nu sunteți, încercați și manifestați această stare. Pentru alții, dacă în trecut ați încercat să veniți pâși, pâși către fericire, către bucurie, da? În ultima vreme, băgați viteză, nu mai aveți răbdare, vreți să vă bucurați. Am spus tot așa că pentru alții există un semn de aer. Există un semn de aer, evident, care se va lăsa, se va simți oarecum lăsat de izbeliște. Pentru că ați ales eventual să vă iubiți pe voi și să iubiți pe altcineva, cine știe. Așa simt, așa citesc. Pentru alții, acești 5 de monede poate să însemne că v-am zis în cealaltă înregistrare, voi și cu această nouă persoană vă ajutați, se vede? Vă ajutați unul pe celălalt să vă bucurați, să vă vindecați, da? Aici sunt doi care au probleme, da? Eventual în dragoste, să vă vindecați unul pe altul și eventual să vă susțineți, să creșteți spiritual împreună. Nu contează zodia. Unii au de-a face cu un semn de pământ, alții cu un semn de aer, alții cu un semn de apă, alții cu cineva în semn de leu, în semnul leului sau cu planete în semnul leului. În fine, variază. Sfatul. Mai, ce frumi frumi. Iar cupe, 6 de cupe. Pentru unii poate să fie semn de apă, evident că sunt cupe, dar nu este obligatoriu. Poate să fie o relație din copilărie, Doamnă Divină, posibil să se manifeste la tine așa. Pentru alții, dacă nu din copilărie, sigur, bine, și cea din copilărie este sigur dintr-o altă viață. Este o relație în care voi vă susțineți emoțional. Aici, eventual, vă susțineți financiar, practic, vă încălziți unul pe celălalt dacă vă este frigut, vă încurajați, eu știu, în căutările voastre spirituale. Și aici vă susțineți emoțional, da? Ce drăgălași sunt! Și totuși e interesant cum în spate, după cum vedeți, există un alt personaj. Poate acesta să fie pentru unii. Cineva vă urmărește. Probabil că nu le prea convine că voi vă înțelegeți așa de bine unul cu celălalt. De 6 de cupe, evident, înseamnă și împăcare în cazul în care v-ați certat cu cineva. Dar nu este obligatoriu. Eu cred că este împăcare cu voi, vindecare și atunci manifestați o persoană pozitivă ca și voi, da? Așa simt, așa citesc. Acesta ar fi sfatul. Eventual să vă susțineți emoțional. Miniții. Exterior. Oaia, regele de cupe. Dar nu sunteți voi pentru că este exterior. Da? Un alt semn de apă, eventual pentru unii. O persoană matură, peste 45 de ani sau aproximativ, în fine, bărbat, femeie, nu contează. O persoană care nu-și arată prea multe emoțiile, dar în condiții în care voi totuși sunteți mai
copleșiți eventual de situație, s-ar putea, chiar dacă sunt și ei, să nu arate. Și sfatul ar fi să vă arătați emoțiile, eventual ca să-i ajutați și pe ei să se deschidă. Repet, nu este obligatoriu să fie semn de apă. Poate să fie orice alt semn. Poate are planete în peștera, scorpion. Sau pur și simplu este natura lor emoțională. Sunt aspecte în harta astrologică care arată fiecare cum se manifestă emoțional. E o persoană care simte foarte mult, dar este foarte responsabilă în felul în care își abordează emoțiile și ale sale și ale celor din jur, cei cu care relaționează. Repet, ați putea să fiți voi, dar aceasta este forța exterioară. Probabil persoana care vă dă această cupă sau cu care împărtășiți, da? După cum vedeți aici, împărtășiți niște cupe. Da? Interesant. Și repet de câte ori pot, nu este obligatoriu să fie semn de apă. Oricum, este o persoană responsabilă și matur emoțională. Nu este imatură. Sunt oameni care nu-și recunosc emoțiile, sentimentele, fug de ele, le neagă. Nu e cazul. Chiar dacă nu arată foarte mult, asta nu înseamnă că nu simte. Trecuți. De ce vă este frică? 3 de băte. Frică. Teamă. Pentru unii poate să fie o situație care este o călătorie peste hotare, peste o apă, nu obligatoriu peste hotare. Dar cred aici că ține mai mult de, așa simt, așa zic, de o latură profesională. Vă uitați la aceste corăbii, potențiale, oportunități care sunt în zare, le vedeți. Eventual, pentru că e în poziția fricilor, probabil că nu vedeți anumite oportunități sau vi se par că sunt prea departe de voi. Și trebuie să călătoriți, eventual să faceți niște sacrificii? Unii dintre voi? Trei de băte. Pentru alții poate să fie un semn de foc, evident, pentru că apare și aici provocarea. Soare, lună, ascendent în semn de foc. Dar este o chestiune care e peste o apă, care necesită drumuri. Probabil trebuie să faceți multe drumuri pentru a manifesta acest spor, aceste corăbii. Și din acest motiv a apărut și doi de monede. Trebuie să jonglați timpul, finanțele. Ah, da, ar mai fi și varianta că trei ține de comunicare. Pentru unii, aceste oportunități pot să fie sentimentale, că aveți, se vede, da? V-am arătat. Oportunități sentimentale, poate să fie chiar acest as de cupe. Dar este peste o apă, trebuie să faceți drumuri, să comunicați și de ce v-ar fi teamă? Pentru că știți că la un moment dat devine obositor să faci atâtea drumuri să comunici când cel mai fain este să ai omul lângă tine sau măcar aproape, în preajma ta. Pentru unii e greu să ai o relație la distanță. Dacă distanța e mare, cu atât e mai greu. Pentru alții, sunteți, pentru că aveți și îndrăgostiți în trecut un depărtat, repet, variază îndepărtatul ăsta de la o persoană la altul, la alta. Pentru alții, sunteți chemați
să lăsați în urmă o relație, da, două băte și să vă concentrați pe voi, da, pe voi, dragostea față de voi, ca să manifestați această bucurie, ca să manifestați această întâlnire cu un suflet pereche dintr-o altă viață, da. Și să mergeți către patru, despre care am vorbit mai devreme, patru de băte, relație de lungă durată, stabilă, dar bazată pe compatibilitate foarte bună. Ce vă doriți? Da, și eu îmi doresc bani. Regele de monede, să fiți sau să-l întâlniți în cazul în care nu sunteți voi și aveți eventual niște probleme financiare, cum arată, să zic, cinciul de monede, o perioadă, probabil că în noiembrie încă mai jonglați, am spus, faceți pași mici către un proiect, am spus, puteți să mă ascultați în prima înregistrare. O perioadă. Dar vă doriți, evident, să săriți de această etapă și să ajungeți cu pași mici, da? Cu pași mici și siguri către această poziție de stabilitate, de abundență maximă. Ei, variază și asta, maximul de la unul la altul. Asta vă doriți. O poziție bună în societate, bani în bancă, la cioran, în casă, în seif. Evident, și să puteți și împărtăși această abundență cu cei dragi. Pentru unii, poate să vă doriți o persoană în semnul taurului, al fecioarei sau al capricornului. Dar nu e obligatoriu, nu toată lumea își doresc această persoană. Eu vorbesc de energie. Că este o altă persoană, că vreți voi să manifestați această poziție, variază de la unul la altul. Finalul, ia să vedem. Puia, ce frumos perechea acestui rege de cupe. Iar manifestați un cuplu divin. În general, când apare regele și regina, este un cuplu divin. Ce frumos și cu asul de cupe? Scuze, ce poate fi mai frumos? Nu? Păi normal că e bucurie. Normal că e bucurie și probabil că ați ales bine, dacă ați ales la un moment dat această persoană și cine a rămas în frig, asta e. Se mai întâmplă. Dar e o provocare și pentru ei să-și găsească perechea. Totul se întâmplă cu un scop. Altfel, dacă nu ați fi ales așa, probabil că ați fi stat într-o situație care nu e tocmai compatibilă. Foarte frumos. Pui, regina de cupe. Pești, rac, scorpion, dar nu este obligatoriu că sunteți voi care deveniți foarte generoși. Cum am spus mai devreme, împliniți acest sfat. Protectori. Îi hrăniți emoțional pe cei din jur. Și nu doar emoțional, poate și cu mâncărică. Chiar cupe, da? Charlotte, vin ce vreți voi să puneți în acea cupă. Împărtășiți. Ce mâncărică bună. Cred că sunteți voi, varianta voastră feminină, nu contează ce sunteți bărbați sau femei, pentru că regele de cupe am spus că este exterior. Adică, chiar dacă sunteți bărbați, deveniți, vă manifestați latura feminină. Dacă sunteți femei, atunci vă manifestați natura voastră. Foarte frumos, foarte frumos. Că tot e semnul scorpionului, mi se pare normal să fiți susținuți. Patru de cupe. Cineva totuși, la un moment dat, poate prin, da, un semn de aer, încearcă să se vindece, e supărat. Pentru că la un moment dat a existat un trio, probabil până să se aleagă persoana potrivită. Până să se echilibreze viața. Poate și voi încă mai aveți de vindecat. Poate și voi.
Poate și ei, cum am spus, persoana aceasta, acest cuplu, da? Regele și regina de cupe, au fost și ei răniți, cum am spus, dar se susțin, se vindecă unul pe celălalt și uite așa manifestă bucurie. Înțelegeți voi? Și din acest motiv mai apare că, na, nu ne vindecăm imediat. Și pentru unul și pentru celălalt, e patru, da? Pentru că ieșiți, încercați să ieșiți din aceste șabloane emoționale, mentale. Unul a fost mai rănit emoțional, altul mai rănit mental. Dar ajungeți către 6 de cupe, către echilibru și financiar o să primiți ajutor. Asta înseamnă ajutor financiar la un moment dat, pentru cei care vă gândiți la acest aspect profesional. Drăgălaș, drăgălaș. Ce aveți aici? Am zis că aveți doi de monede. Vă echilibrați, trebuie să vă echilibrați. Asta e, trebuie. Și o să reușiți. Și financiar, și emoțional. Pentru că dacă nu sunteți echilibrați financiar, nu vă puteți liniști. Asta e adevărul. Cinci de cupe. Ați plâns, ori voi, ori perechea aceasta noua, oricine a rămas în urmă, da? Ați ales pe cineva și a rămas în urmă și probabil că stă și plânge. Dar, ia uite, scorpionul, este necesară transformarea. Și iar 8 de monede, transformare și prin muncă, dar și implicare într-o relație, eventual, nouă. Dar dacă e vorba de muncă, aveți niște conflicte, trebuie să lucrați argumente cu unii invidioși, cu bârfele și totuși, alegeți, am zis că am văzut mai devreme, iată-l, alegeți steagul victorios. Persoană, proiect, direcție, alegeți ce este bine, ia uite, ce este bine pentru voi. Manifestați această încredere, creativitate. Pentru unii poate să fie o persoană cu aspecte în zodia leului sau poate aveți voi planete în zodia leului, că sunteți raci, da, vorbim despre raci și raci în general au planete în zodia leului și atunci manifestați încredere, creativitate, cu muncă, conflicte, dar alegeți. Înțelegeți voi ce am spus? Asta e. Nu se poate transformare fără să fi trecut prin ce? Prin starea de doliu emoțional, după orice, după un job, după o persoană, după o situație, nu se poate. Haideți să vedem. Da, frumoase cărțile, serios, chiar foarte faine. Mai ales că ajungeți la 6 de monede în timp, aveți regina de cupe care vă susține și voi și persoana aceasta, vă susțineți emoțional și e foarte, foarte bine pentru că dacă voi aveți o stare bună, atrageți și abundența și spor și ajutor financiar din partea celorlalți. Haideți să vedem de aici, iau, de body work. Body work. Body work. Eu zic că este mai degrabă un body work emoțional. Un body work. Spiritual. Probabil că vă exersați un pic, faceți un fitness cu aripile acelea invizibile pe care toți ar trebui să le avem, dar le cam lăsăm în praf. Lumină și dragoste. Ce frumos, ce frumos. Hai să vedem un sfat pentru rac, soare, lună, Venus, ascendent. Doamnă divină, am două lumânări, am două de la tine și am două mă îmbată de aceste mirosuri. Frumos. Ia uite, poate vă ajută această etalare și a colegilor mei, evident. Sunny Child, îți mulțumesc pentru abonament, succes în etalările pe care le faci. În cazul în care asculți această înregistrare. Și trebuie să vă exprimați o latură creativă a voastră pe care poate au de că și călătoriți, pe care poate ați lăsat așa mai nefolosită în ultima vreme. Hai să vedem sfaturi de la îngeri pentru raci. Soare, lună, Venus, ascendent. Vedeți? Sinceritatea este esențială, cred că ține de chestiunea aceasta cu alegerea între o persoană și alta, într-o direcție și alta, poate să fie profesional, da? Profesional, etc.
există și această posibilitate. Soarele mă venă să ascendem în rac. Ia, un mesaj pentru rac. Soarele mă venă să ascendem în rac. Noiembrie. Novembrie. Hai să vedem. Bine sau îmi iau singur mesajul? Îl luăm noi? Physical touch. Aveți nevoie de această atingere fizică. Adică nu vă mai mulțumiți. Probabil că de-aia pentru unii a apărut și cavalerul de spade. Dați în urmă să vedeți cum am explicat acolo. Ați încercat să veniți încet în această relație. Acum nu mai aveți răbdare. Vreți să aveți și această atingere fizică, pentru că nu se poate materializa o relație de lungă durată și fără acest aspect. O atingere tandră poate să însemne atât de mult și pentru voi și pentru ei. Înțelegeți voi? 47. Poate spune ceva. Oh, fiți în prezent și visați la viitor. Ce frumi pentru toată lumea, evident. Când visați, totul este posibil. Ceea ce am și spus la un moment dat, dacă voi vă susțineți emoțional, în primul rând voi vă simțiți bine, atrageți și o persoană care vă susține emoțional și începe să manifestați spor, abundență pe toate planurile. Și pentru că s-a întrerupt, iau de 21 de minute, pentru că s-a întrerupt, o să fac și la Scorpion, deși am uitat, adică n-am mai avut timp, a fost mult. Haideți să facem, iau, te îndrăgostiți, ia, trebuie să alegeți între o persoană și altă persoană. Așa, pe scurt. Doamnă divină, o să fie bine. Soarele meu Venus. Iar, doi de monede. Probabil că nici această persoană nu știți cum să o abordați. Stați așa mai în spate și vă gândiți cum să mă port ca să nu se supere, ca să fie bine. Poate că doamna încă se mai gândește la trecut sau nu-și dă seama că o simpatizați justiția pentru unii dintre voi. Aveți o separare sentimentală, chiar sexuală de cineva. E casa 8-a, da? Transformare. Ok. Hai să vedem. Rac. Soare, lună, Venus, ascendentă. În rac. Ce vă place? Ce vă doriți? Ce vă doriți? De ce vă este frică? Ce își doresc ei? De ce le este lor frică? Ia să vedem. 5 de monede. Iar a apărut și aici. Sigur, în această relație, într-una din ele, vă ajutați unul pe celălalt. Interesant. Să ieșiți. 5 înseamnă schimbare, da? Într-un mod creativ, emoțional. Ține de creativitate emoțională, sexuală, whatever. Iar apare împărăteasa. Când a mai apărut? Foarte frumos. Vă doriți împărăteasa, că sunteți voi, că este altă persoană. Arcana numărul 3, una dintre cele mai frumoase, da? Sau îi vedeți ca pe o împărăteasă? În fine, poate să fie și împărat, evident. Nu e musai. Chiar dacă apare femeie, să vă gândiți la un bărbat care se manifestă așa, care nu se oferă oricui, este o persoană care nu e deschisă către orice ofertă, care este extrem de selectivă și are mari pretenții de la ea însă și de la cei din jur, că sunteți voi, că e altă persoană, variază de la unul la altul. Și vă doriți să, da, ce frumos la această carte, să nu mai aveți, în cazul în care ați avut, evident, relații sexuale de scurtă durată sau în care nu v-ați implicat emoțional, vă doriți să vă implicați cu toată forța și spirituală, pentru că asta e o carte foarte spirituală, da, e Kundalini în spate, în această relație. Și de ce vă este frică? De cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe.
De ce v-ar fi frică de cavalerul de cupe? Haideți să vedem ce își doresc ei. Cavalerul de monede. Evident că puteți schimba pozițiile. Cavalerul de monede. Da, gata, am înțeles. Își doresc să fie abordați încetişor. Am spus și mai devreme, e o chestie în care, în general, bărbatul, dar nu e obligatoriu, cineva vine din spate. Cum a fost și mai devreme, doi de monede, da? Bărbatul trebuie să, sau partea care e mai cu inițiativă, trebuie să abordeze mai cu tact, mai cu delicatețe, chiar dacă își dorește să experimenteze niște stări emoționale, beții emoționale, dar îmbăta whatever sau var îmbăta în emoții, abordează lucrurile un pic mai din umbră, probabil ori sunt mai timizi, ori își doresc să... Da, nu, și așa simt, așa zic. Probabil că nu vor să fie văzuți cât de emoționați sunt. Vedeți? Vedeți? Vedeți, da? Ia. Ar prefera să fiți mai în spate, să nu le vedeți vulnerabilitatea emoțională unii. De ce le este frică? De regina de cupe, de voi. Cavalerul de cupe. Regina de cupe. Interesant este că regina de cupe este invers. Deci le este frică, dar e frica lor probabil datorită unor experiențe anterioare, că nu-i veți hrăni emoțional. Regina de cupe hrănește emoțional, da? Persoana dragă. Am spus, nu oferă, reginele nu se oferă oricui, ca și împărăteasa. Împărăteasa oricum le include pe toate. Dar cartea a venit invers. Le este frică, posibil, datorită experiențelor anterioare, că nu vor fi hrăniți emoțional, de-aia și-și doresc să se îmbate, da? Cu aceste emoții și nu vor să fie văzuți. E o chestie de vulnerabilitate pe care trebuie să o rezolve, poate că împreună cu voi. Cavalerul de cupe, de ce vă este frică? În general, cavalerii vin și pleacă. Posibil că împărăteasa, în general, este o arcană foarte intensă. Am spus, nu se oferă oricui și când se oferă, se oferă pe termen lung. Probabil că vă doriți o relație pe termen lung și vă este frică să nu rămână relația într-un stadiu, eu știu, o relație temporară. Vreți ceva de lungă durată. Înțelegeți, da? Pentru alții, acest cavaler de cupe vine să salveze ce? Fecioara din ape. Este singură, dezbrăcată, să o protejeze de ceilalți, da? Să nu fie cumva atacată sau să nu profite alții de vulnerabilitatea ei emoțională. Este de inspirație. Cumva vă este teamă că nu o puteți salva, pentru că persoana este extrem de vulnerabilă, da? Este frică, dar evident că trebuie, din acest motiv, trebuie să îi acordați timp, să se deschidă, să-și arate aceste emoții și în fața voastră, nu doar când stă cu spatele, înțelegeți? Interesant cum a venit. Interesant, da. Am zis că vă susțineți unul pe celălalt și financiar și emoțional.
Și acesta poate să fie modul în care vă cuceriți unul pe celălalt. Asta înseamnă cucerire, da? Și poate în timp, la un moment dat, veți avea curajul și unul și celălalt, poate unul mai mult decât celălalt, să manifestați victorii în această relație, să fiți mai deschiși, mai pasionali, mai impulsivi. Da, vă doriți să mergeți mai departe către o relație de lungă durată, ia uite, către 3 de monede. Cu această persoană puteți să colaborați pe termen lung și într-un fel sau altul, pentru unii dintre voi, această persoană e ca un premiu. Da? Ca un premiu. În fine. Cam aceasta e etalarea pentru noiembrie. Soare, lună, Venus, ascendent în rac, vă pup. Pa! Îmi pare rău că s-a întrerupt înregistrarea. Numai bine, ceau.